Au fost lucruri foarte bune făcute în coalițiile de guvernare precedente. Dar cu regret, în coalițiile de guvernare precedente, împreună guvernând, în anumite domenii care în mod special au fost administrate de exponenții partidului din care faceți parte, a fost un dezastru, dacă vorbim despre situația financiară economică din țară, fraudele în domeniul bancar și altele. Va aparține vina a ceea ce s-a întâmplat în Moldova în egală măsură, poate chiar în măsură mai mare. În anul 2016, o mână de deputați au avut curajul să formeze o majoritate parlamentară pentru a întoarce încrederea și a partenerilor de străinătate și a cetățenilor. Și în anul 2016 au fost depuse eforturi considerabile, zile și nopți lucrate, ca acest lucru să se întâmple. Mă întrebați dacă viața e mai bună? Da. Viața Republica Moldova în martie 2025, pe cum ați menționat, în acest an, dacă vom face o evaluare față de martie anul trecut, cu siguranță viața e mai bună, chiar și din punct de vedere a securității, chiar și din punct de vedere a salariului și a creșterii economice. De aceea, eu am o sugestie. Depășiți captivitatea de care vorbiți din minte și din suflet. Coboriți din speculații și din manipulări și dezinformări. Fiți acea opoziție cu adevărat constructivă sau opoziție măcar care poate să contribuie la un lucru comun, dezvoltarea Republicii Moldova, și atunci lucrurile poate le depășim și mai repede și mai bine. Vă mulțumesc foarte mult!